Bună dimineața! Și bine v-am găsit în cea de-a treia oră de Telematinel. La această oră suntem live și pe TVR Internațional și vrem să salutăm, ca de obicei, românii de pretutindeni, să le urăm o zi frumoasă, productivă și plină de emoții pozitive. În sfârșit de anotimp reușit să aibă, dar astăzi ne luăm rămas bun de la toamnă. Mâine deja o să intrăm în iarnă și pe documente, pentru că dacă e să vorbim de vremea de afară, deja se simte bine iarna cu minus 5. Se topește, dar ghețușul e prezent, așa că fim atenți când ieșim din casă, ne înarmăm, ne încălțăm cu cele potrivite pentru ca să nu cădem. Da, dar suntem atenți și la ce ne prezic astrele pentru ziua de astăzi, ca nu cumva să o luăm pe alături, să nu le ascultăm, dar pentru că s-ar putea întâmpla total invers. Căzăturile sunt mai dureroase în cazul astrelor, dacă sunt lucruri negative pe acolo. Banii însă nu sunt o problemă pentru săgetător. Astăzi nu-și pot lua gândul de la ei. E posibil să puneți în aplicare planuri de afaceri sau noi proiecte. Bine, deci afaceri, nu afacere sau proiect, dar afaceri sunt mai multe, bravo! Mai multe odată, poate au mai multe și selectează una dintre acestea. Poate le punem pe ambele sau trei odată să fie, uite așa, pornești la drum cu trei cai. Da, așa, pentru Capricornii, cheia zilei este atitudinea pozitivă. Aveți capacitatea să oferiți sfaturi utile celor care au nevoie. Marele sfătos al zilei, da, el este. Vărsătorii ar fi bine să stea departe de tot ce înseamnă cheltuieli. Este o zi importantă în care puteți lua decizii legate de casă și familie. Așa să fie, ocupați-vă de casă și familie, mai lăsați prietenii, jobul, celelalte activități. Am observat că foarte des oferi tu aceste sfaturi. E pentru parte masculină, să înțeleg mai mult, nu? Nu, e pentru ambele părți. Pentru ambele se face părți. Familie doar dintr-un om, nu? Bine, avem impresia că dai tu un mesaj unui om concret. Dar cred că greșesc. Este o impresie greșită. Da. Dar este o impresie greșită, bine că recunoști, mă bucur. Așa, nativii pești ar trebui să fie mai ambițioși și nu vă fie frică să ieșiți din zona de confort. Aveți multe întâlniri și discuții, dar astrele nu vă recomandă să semnați contracte. Voiam să spun, vă recomandă, de ce să nu le recomande? Nu. Ei, aici chiar nu trebuie să greșești, pentru că contractele trebuie citite bine, bine analizate. Dacă nu vă pricepeți, apelați la un avocat, la un jurist, da? Pentru că sunt chestii serioase. Odată ce ți-ai pus semnătura, știi, este chestia asta vorba, că sentința este semnată. Bine, iar noi în continuare vorbim despre un asemenea contract, dacă putem să-i spunem așa, da, despre o inițiativă bună, bun în sensul contract. Pozitiv. Da, și semnătura și ștampilă, după câte am înțeles deja, ambele se găsesc pe contracte. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivance, a anunțat la 20 noiembrie că a fost lansat un serviciu de transfer gratuit de la Chișinău la Bacău. Oficialul a precizat că transportul va circula în funcție de programul de zbor al companiilor care operează zboruri de pe aeroportul din Bacău. Mai multe detalii aflăm în această dimineață de la Gabriel Măriuță, director comercial al aeroportului George Enescu din Bacău. Bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit cu aceste vești bune! Bună dimineața și bine v-am găsit! Apreciez foarte mult vibe-ul ăsta pozitiv de la noastră din platou. Mulțumim tare mult pentru invitație. Mă bucur că pot fi astăzi prezent aici. Dar vrem să vorbim mai multe despre această inițiativă și să ne spuneți cum a luat naștere și dacă cumva la baza a stat anume o necesitate de a interconecta Chișinăul și Bacăul. Cu siguranță, proiectul Bacău Reconnect a pornit la inițiativa aeroportului George Enescu Bacău și a fost susținut de către Consiliul Județean și președintele Valentin Ivancea. La bază, bineînțeles, a existat o nevoie pe care noi am identificat-o odată prin intermediul chestionarilor pe care noi le facem frecvent în cadrul aeroportului, tocmai pentru a măsura gradul de satisfacție al pasagerilor, pentru a ne îmbunătăți serviciile. Și o altă zonă din care am identificat această nevoie a rezultat din colaborarea cu cei de la IDEP, Institutul de Dezvoltare a Proiectelor Europene din Republica Moldova. Uh-huh. Avem o foarte bună colaborare și cu cei de acolo. Am analizat această nevoie, ne-am dat seama că nu există o rută rutieră între Chișinău și Bacău. Cu viza Consiliului Concurenței și cu implicarea Consiliului Județean, am reușit să aprobăm o schemă de minimis, al cărei scop viza transferul gratuit, transferul rutier, precizez, da? Transferul rutier al pasagerilor din Republica Moldova către Bacău și invers. Da. Ce reacție ați avut din partea oamenilor la acest anunț? Pentru că, cu siguranță, ați bucurat multă lume. Reacția și feedback-ul pe care noi l-am primit a fost unul pozitiv, bineînțeles.
sperăm în continuare să, să dezvoltăm acest proiect și el să, să capete o amploare deosebită. Strategia noastră este una simplă și care dă rezultate, în sensul că ne dorim foarte mult să validăm această idee. Valabilitatea acestei oferte, acestui serviciu de transport gratuit, este până la 31.12.2023. După care se va face o analiză și probabil mediul privat va prelua în continuare această rută și o va opera. Și să, da. Dar să ne spuneți cum va funcționa la modul practic. Cei care au zboruri din Bacău vor fi transferați gratuit de la Chișinău cu o rută la aeroportul din Bacău. Și invers. Și invers. Deci acest lucru funcționează și invers. Regulamentul oficial îl regăsiți pe site-ul oficial al aeroportului George Enescu din Bacău, pe site-ul Consiliului Județean și pe site-ul transportatorului care prestează acest serviciu. Pe scurt, lucrurile stau în felul următor. Pasagerii sunt rugați să-și facă o rezervare cu minim 24 de ore înainte pe site-ul transportatorului care prestează acest serviciu, cu obligativitatea prezentării unui bilet care are ca punct de plecare sau sosire aeroportul George Enescu din Bacău. Orele de operare sunt următoarele: din Chișinău, plecarea are loc din autogara sud, orele de plecare sunt 00 și 15, 06 dimineața, iar din Bacău sunt, plecările sunt la ora 18 și la ora 22, în fiecare zi. Wow, ce fain, scurt, clar, cuprinzător. Să ne spuneți ce rute oferă, ce zboruri oferă aeroportul din Bacău. Și prețurile, pentru că și asta foarte mult contează pentru pasageri. Noi ne-am dorit foarte mult și ne dorim în continuare să oferim o alternativă pasagerilor din Republica Moldova. Îi asigurăm de o experiență foarte bună pe aeroportul George Enescu din Bacău. În ultimii ani au fost făcute investiții de aproximativ 75 de milioane de euro în infrastructura aeroportoară. Avem astăzi o pistă nouă, un terminal nou și sunt convins că experiența pasagerilor va fi una deosebită. Corelată cu experiența foarte bună de transport, suntem ferm convinși că vom putea oferi o alternativă foarte bună locuitorilor din Republica Moldova. Pe aeroportul din Bacău operează astăzi 3 companii aeriene care deservesc 9 destinații. Destinațiile sunt Londra, Liverpool, Roma, Milano, Torino, Bruxelles, Dublin. Cam și zborurile cumva toate sunt 10, cumva, sunt, că mulți, nouă sunt, nouă destinații deocamdată. Pentru că mulți dintre noi aleg să zboare, să meargă la Iași, să ia de acolo avionul sau la București sau prin alte orașe. De la Bacău, cât de accesibile sunt prețurile? Pentru că știm că diferă în funcție de orașe. Prețurile, știți că le stabilesc, bineînțeles, companiile aeriene. Sunt multe criterii care stau în spatele prețului. Sunt multe variabile. Depinde foarte mult de momentul când îți achiziționezi acest bilet. Sunt prezente și companii low cost pe aeroportul din Bacău. Deci, cu siguranță, prețul biletelor va fi unul foarte atractiv. Îi îndemnăm pe locuitorii din Republica Moldova să-și rezerve deja o călătorie și să acceseze și acest transfer gratuit. Așa. Să înțelegem că deocamdată e o inițiativă pilot, dar până la sfârșitul anului 2023. Cum vedeți dumneavoastră personal, iată perspectiva? Este o inițiativă pilot, dar totodată este un obiectiv foarte clar. Este un obiectiv smart trasat prin intermediul acestui proiect Bacău Reconnect. Proiectul în sine a vizat mai multe obiective corelate și stabilite împreună cu Consiliul Județean. Ele au fost atinse pas cu pas. Unul dintre ele viza conectivitatea de care vă povesteam. Sunt și alte obiective, dar nu cred că face obiectul întâlnirii noastre din această dimineață. Cert este că noi am reușit să atingem aceste obiective într-un timp relativ scurt, cu un efort financiar minim, dar cu rezultate maxime. Beneficiind, bineînțeles, de tot sprijinul Consiliului Județean. Și care sunt poate așteptările dumneavoastră în raport cu oamenii care vor alege să călătorească de pe aeroportul din Bacău, inclus acest serviciu de transport gratuit? Așteptările sunt ca feedback-ul pe care îl vom primi odată prin intermediul chestionarului de care vă povesteam, chestionarul cu care măsurăm frecvent gradul de satisfacție, suntem convinși că vom fi o alternativă. Una pozitivă, foarte plăcută pentru
locuitorii Republicii Moldova. Bine, poate nu ține de zbor, de aeroport, dar să le spuneți prin ce este atractiv și Bacău, pentru că noi în pauză discutam despre vizita noastră, da, a trupei teatrului Ionesco la Bacău și maestrul Mustea, la fel, foarte des colaborează cu oamenii de acolo. Vă așteptăm cu mare drag la Bacău. Bacăul e un oraș istoric, atestat documentar de foarte mult timp, sunt peste 600 de ani de atestare documentară. Vă așteptăm la Festivalul Enescu, care se desfășoară în fiecare an la Bacău, la Tescan. Enescu a locuit o perioadă acolo. La Teatrul George Bacovia, că tot povesteam în pauză, la Casa Memorială a lui George Bacovia, plus multe alte atracții turistice pe care bănuiesc că le cunoașteți. Uh-huh. Slănic Moldova. Și eu, da, eu cred că aici cei care vor ajunge la Bacău cu transportul gratuit și vor avea bilet spre Londra pot să rămână și la Bacău să viziteze dacă vor fi foarte intrigați. Și pot să-și amâne biletul la Londra, la Liverpool și să rămână în Bacău. Bineînțeles, sau să ia în calcul o zi în plus pe care să o petreacă în Bacău, sunt sigur că vor fi încântați. Mulțumim mult pentru această inițiativă și ne dorim foarte mult să dea roade. Vă mulțumim și noi foarte mult pentru invitație și ne bucurăm practic că putem contribui și noi la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Mă zic frumoasă în continuare. Mulțumim. E clar. Uite, acum va fi mult mai ușor. Alternative există. Bacăul vine în ajutor pasagerului care vor să ajungă. Da, și apropo, foarte multe destinații. Ziceam că am nimerit în 10 cu destinațiile pentru că majoritatea oamenilor acolo vor să ajungă. La Roma, Liverpool, Londra. Aș vrea să mai adauge una. O să mai adaug. Nu toate odată. Ușurele. Coreea. Bine, o să întrebăm în pauză dacă este posibil dacă se preconizează așa ceva. Bine? Ei, dar până ajungem noi în Coreea, vrem să vă spunem că de curând colegul nostru Anatol Forne a realizat un interviu cu un actor de la Teatrul Național Eugen Ionescu, care a devenit cunoscut pentru filmulețele care le postează pe internet. Și sigur că tu știi despre cine este vorba, da? Și mă bucură foarte mult că a avut această inițiativă de a atrage publicul la teatru, în sălile teatrului, prin aceste filmulețe. Bine, Nicolae Neghin este un tânăr care promovează arta teatrală pe rețelele sociale. Puțin știu însă că Nicolae a renunțat la viața din SUA pentru a face o actorie acasă. Să-l cunoaștem și noi. Spune! Nu contează! Pentru tine! Chiar nu contează! But... Nicolae Neghin este actor la Teatrul Național Eugen Ionescu. Pentru el, scena a devenit parte a vieții sale. Te salut, Nicolae, îți mulțumesc că ai acceptat acest interviu. Mulțumesc. Te-am surprins chiar la repetiții și vreau să vorbim despre această profesie. Mai exact cum, nu știu, sau ce te-a motivat să alegi un astfel de parcurs profesional, anume actorul. De când eram mic, nu știu, mă pasiona direcția asta de actorie, fiind un copil introvert și prin actorie, prin cercul dramatic din orașul meu natal, am scăpat de acest inhibare. Uite că actoria oferă o libertate, știi? Și eu, prin această profesie, tind spre libertate de exprimare, de experiențe, chestii. De oamenii de creație, de artă, au de regulă povești interesante în spate, curioase, așa este și în cazul tău. Ai avut o aventură în Statele Unite ale Americii, după care ai revenit în Republica Moldova, pentru a continua, pentru a reflecta, de fapt, această profesie aici. Cum a fost acest parcurs? Ce te-a motivat? Cum ai ajuns în state? Bine, ai menționat aventură. Pentru mine, Statele Unite a fost o aventură. Am câștigat green card-ul. Așa. Ce se întâmplă la toți? Am fost în Statele Unite, mi-a oferit ceva nou. În primul rând, nu de orașe, de popor, de cultură, dar mi-a oferit ceva nou pentru mine. M-a făcut să conștientizez că, uite, eu vreau să fac actorie la mine în țară. Mie îmi place să fac teatru acasă, în Moldova. Sunt foarte pasionat și bolnav. Mă scuzați pentru exprimare, dar în teatru așa se folosește. Dacă ești un actor bun sau iubești pe bune profesia asta, ești bolnav. Deci, eu cred că din cauza acestei boli, totuși am fost motivat, impus să revin înapoi, să-mi finalizez studiile și să fac actorie în continuare. Uite că nu doar actorie, pe mine mă pasionează și regia. Actorul este și autorul unui jurnal video prin care promovează arta.
De ce am cedat la Green Card și la viața din Statele Unite pentru a face actorie în Moldova? Salut! Sunt actor din Republica Moldova. Asta este primul video din jurnalul meu de actor în care timp de 365 de zile voi demonstra că revenirea mea nu a fost în zadar. Anatol, când tu auzi în cuvântul actor, îți imaginezi o persoană publică, o persoană care o cunoaște lumea pe drum. Dar când spui un actor din Moldova, tu nu cunoști pe nimeni. Cine sunt actorii ăștia din Moldova? Nu-i cunoaște lumea, societatea noastră, publicul care vine la teatru, chiar dacă vine la spectacol, el nu-l cunoaște. Și uite că eu, văzând conținutul rețelelor de socializare, nu chiar îl accept, nu-mi pare un conținut bun și prin conținutul meu, care consider cât de cât bun, sunt în direcția asta un pic așa mai idealist. Vreau să aduc și o informație, uite, pozitivă, să vorbesc despre problemele actorului, pentru că e păcat, e păcat. Oamenii ăștia sunt așa de dăruitori, așa de pasionați, așa de bolnavi, dăruiți aceste profesii, încât e păcat că lumea nu-i cunoască. Și uite, prin vlogul meu, prin jurnalul meu, eu vreau să aduc, uitați-vă, noi existăm, cunoașteți-ne. Tu ți-ai propus timp de un an să, nu știu, să faci cunoscută această profesie, farmecul ei, și să aduci și mai aproape publicul față de arta teatrală autohtonă. Exact, eu am pus un scop așa. Un scop așa mai, da, uite, după un an, jumătate, așa. Minim jumătate din sală să vie să-l vadă doar pe Nicolae Neghe. Dar nu, în mare parte e de promovarea teatrului basarabean. Teatrului din Moldova, pentru că e un teatru bun, cu o școală bună, în comparație cu vecinii noștri de peste Prut. Nu arunc în nimeni cu pietre, dar eu consider că școala noastră, chiar dacă avem una singură, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, este extrem de bună, cu niște pedagogi formidabili. Planifici să extinzi acest proiect, nu știu, într-un alt format sau... Da, noi deja am pregătit un podcast, wow. Noi deja l-am filmat, el e în proces de montare, urmează acum luna viitoare să-l postăm, tot este vorba de actori, oameni de arte, în mare parte la început ne vom concentra pe actori da. Exact. Bine, Nicolae, îți mulțumesc mult pentru aceste informații, să fie cu succes acest proiect, baftă în tot ceea ce faci. Mulțumesc invitație. Dacă ai fi liber azi, aș putea crede că m-ai alege din nou? Mă înțelegeți bine ca colegi de teatru? Foarte bine și vreau să dezvălui o chestie că am pregătit cu Nicolae Neghe în un episod istoric cu tânăr, că o să ne vorbească mai detaliat despre această experiență în Statele Unite ale Americii. Mm-hmm. Ce l-a făcut să revină în Republica Moldova? Bine, el a spus că motivul este actoria. Dar a povestit el în cadrul interviului despre un moment foarte emoționant pentru el când făcuse un apel, da, în Republica Moldova și, uite, el este. Făcuse un apel în Republica Moldova și acolo colegii cumva se bucurau de reușitele Cenchi Cinău și pe el pur și simplu îl distrugea pe interior chestia Bine, asta. Când va fi emisiunea, că ai întregat telespectatorii că au auzit așa o bucată, da, din interviul realizat. Duminica viitoare. Da. Bine, exact. Dar o să aflăm și... Stai, duminica viitoare? Da, nu duminica asta, duminica viitoare. Viitoare, dar da. Duminica asta? Duminica asta va fi... Bine, vorbim în continuare. Da. La 30 noiembrie, continuăm cu partea a doua a calendarului istoric. La 30 noiembrie 1858, John Landis Mason a patentat borcanul cu ghivente, revoluționând astfel modul de păstrare și conservare a alimentelor. Acesta a fost proiectat cu un capac filetat și un inel, permițând închiderea etanșo și sigilarea conținutului, prevenind degradarea alimentelor. Borcanul Mason a devenit rapid foarte popular, iar designul său a rămas aproape neschimbat de-a lungul anilor, fiind folosit pe scară largă până astăzi. Ce ne facem noi fără această sistem? Cum mai mâncai tu diferite conserve care îți plac, diferite ghivete? Lasă că era un alt sistem. Mama cu un alt sistem cumva s-a obișnuit, dar mai târziu când au apărut aceste borcane, nu erau atât de accesibile în perioada sovietică și acum majoritatea conservelor se fac cu aceste borcane. Da, sigur, da. De asta și foarte ușoare. Pe 30 noiembrie 1872 a avut loc primul meci internațional de fotbal la Hamilton Crescent, Glasgow, între Scoția și Anglia. Meciul s-a
încheiat cu o remiză 0-0, fapt care a consolidat dorința de competiție între națiuni pe terenul de fotbal. În acea perioadă, regulile fotbalului nu erau încă bine stabilite. Da, nu există un timp fix pentru durata meciului. Aceasta putea varia în funcțiune de acordul părților implicate. Ei se înțelegeau cât să dureze meciul. Vrem 30 de minute bine, vrem o oră bine, vrem o oră jumătate. Și de obicei meciurile erau programate pentru a se desfășura într-o singură repriză. O oră, 45 de minute. Sau două ore alergăm și gata, ne luăm rămas. Bun, da. Cineva a câștigat, îl felicităm și toate celelalte. Fiată și despre minge. Mingea folosită era mai mare și mai grea decât cele actuale, fiind pe atunci din blană sau piele. Evenimentul din 1872 a deschis calea pentru dezvoltarea ulterioară a competițiilor internaționale de fotbal și a consolidat popularitatea acestui sport la nivel mondial. Și uite ce avem astăzi, dita mai campionată și... E industrie mare cu miliarde de dolari și euro în funcție. Iar la 30 noiembrie 1965 s-a născut Ben Stiller, actor, comedian, scenarist, regizor și producător american pe care îl ador foarte mult. A început să studieze la University of California, dar a abandonat studiile pentru a urma o carieră în actorie. Ben Stiller este cunoscut pentru expresia sa facială distinctivă și capacitatea de a aduce umor într-un mod excentric și amuzant. Primul său rol important a fost în emisiunea de televiziune The Ben Stiller Show, care a câștigat un premiu Emmy. Este implicat în diverse activități caritabile și organizații non-profit, inclusiv cele care susțin educația și sănătatea. Ben Stiller a interpretat rolul principal în serie de comedii Meet the Parents și Meet the Fockers, care au fost amuzante și au avut un mare succes la box office. Da, și să nu uităm Noaptea în muzeu, acele două părți. Bine, multe Stiller. Pe că vreau să mă uit la televizor, că mi par foarte amuzante și sincer mă amuzam foarte mult pe aceste proiecții. Are el un tip de umor care este specific lui și nimeni nu-l copiază pentru că e a lui ceva pe cât de simplu, pe atât și de amuzant e. Bine, vreau să mă întorc de fapt pentru că eu am deschis subiectul despre invitata care va fi în această duminică la emisiunea Istoriei cu Tâlc. Da, am avut foarte mare emoții când pentru prima dată am făcut cunoștință cu ea și până să vă dezvăluim despre cine este vorba, vă spun că pe lângă munca artiștilor, da, actorilor care dau viață spectacolelor de teatru sau de circ, există o persoană foarte importantă în echipa de creație care face ca spectacolul să aibă culoare, iar astfel imaginația privitorilor poate să călătorească în lumi diferite. Stella Verepceanu, designerul vestimentar și scenografa care și-a făcut un nume în domeniu și a colaborat cu actori din Franța, Elveția, Italia, Japonia, este invitată a emisiunii Istoriei cu Tâlc, ce va fi difuzată duminică, 3 decembrie, ora 22, la TV Moldova. Să urmărim acum câteva secvențe. Mă ia din aur cineva când a spus: "A, Stella Verepceanu." Da. Și eu eram alături și nu știau că eu sunt Stella Verepceanu. Deci numele îl cunosc, la față nu mă cunosc. Zic, uite, asta e, cred că e bine. Asta e ceea ce mi-am dorit eu întotdeauna. Mm-hmm. Și mi-au spus să-mi iau cele mai bune pensule educatoare, din cauza că eu pictez bine. Și eu am făcut, adică asta a fost prima mea descoperire când... Și prima apreciere. Prima apreciere. Și eu fac mai bine ca... Ei, în fine, eu m-am lăudat. Vezi? Da, uite, dar se foarte bine. Banul nu conta atunci. Atunci puteai să trăiești din nimic, știi? Dar oricum eu încercam... Știi ce făceam eu? Eu coseam. Eu mi-amintesc că eu, pe lângă salariul ăsta de artist, eu coseam acasă. Da. Că de unde am bazele astea croitoriei, dar n-a durat mult. Deci ca să supraviețuiesc cumva, mi-a trebuit să mă descurc. Adică tot ce am învățat eu la facultate, la un moment dat el a șters cuvuretele. Nu a sorta. Uite, cum ai învățat? Fă invers. Nu decora. Wow, cum așa? Invers. Uite așa. Nu a sorta, nu decora. De acolo eu am început să caut conflictul din interiorul costumului, din interiorul oricărui fenomen care îl pui în scenă, știi că trebuie să existe, trebuie să fie lucruri care se bat cap în cap și atunci este unitatea și lupta contrariilor. Dar nu te supără chestia asta că nu le place actorilor costumul tău, că e vorba de munca ta? Păi încerc să-i fac să le plac. Da? Asta e permanentul meu compromis rezonabil. Da, încerc să... Actorul trebuie să-i placă costumul, pentru că dacă nu-i place... Sunt unii care, mă rog, care acceptă de nevoie. Bine, că nu se întâmplă atât de des. Eu le sunt atât de recunoscătoare pentru recunoștința lor. Cum știu să-și manifeste recunoștința. Cum știu ei să te pună în valoare.
cum știu ei să te facă să te simți confortabil și cât de important asta pentru ei. Câteodată, știi, este doar o dorință expusă și ei imediat încearcă să caute soluții cum ar să o realizeze. Eu sunt foarte rezistentă la stres. Că eu la stres, eu nu cad în panică, eu din contră, mă mobilizez și încerc să eman idei lucide. Știi? Asta observ eu, uite, ca o calitate bună. Eu bănesc totuși, prima mea căsătorie a fost cam pripită. La 18 ani, nu cred că noi suntem în stare, bine, cu excepții, evident, eu nu pot să... Dar cel puțin eu nu cred că eram în stare să decid cu persoana asta să poate fi lângă mine toată viața. Tu te consideri un artist împlinit? Categoric nu. Și categoric cred că mai am ce spune și mai vreau să spun, dar deja nu știu dacă mai depinde de mine, știi? Că e vorba de viață, e vorba de vârstă, e vorba de lucruri care se întâmplă, tehnologii care trebuie să le ții pasul. Da, uite, Stella Verăceanu, ai văzut, cred că, spectacolul Revizorul, ea este cea care a avut grijă de hainele noastre, de costume, de anumite chestii ce ține de decor, poate, în Frunze de Dor, la fel, spectacolul Tata de la Teatrul Luceafăr, Frunze de Dor deja de la Teatrul Mihai Eminescu, deci este o artistă extraordinară. Da, și apropo, eu am remarcat toată frumusețea și esteticitatea costumelor voastre pe scenă și în scenă și ți-am spus despre asta fără să știu, de fapt, că au fost creată de ea. Uite, cum a spus la început, că a stat într-un cerc de oameni, unde cineva vorbea Stella Verăceanu, dar de fapt era lângă acel om și nu știa de fapt că lângă el stă Stella Verăceanu. Bine, când ai făcut cunoștință mai îndeaproape cu ea și așteptăm să vedem și emisiunea întreagă. Duminică, 3 decembrie, ora 22:00. Da. La sfârșit de an, unii artiști fac totalurile, alții însă bifează evenimente la care urmează să participe. Îndrăgita interpretă Violeta Botezatu are vești minunate. A acceptat să cânte la carnavalul de la Veneția. Wow, o salutăm cu mare drag în studioul Telematinal. Bine... Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Dar ce ați mai făcut în ultima perioadă? Pentru că știm că este una foarte încărcată pentru artiști, cu evenimente, festivaluri, diferite concerte. Și cumva se bifează, spuneam, la sfârșit de an toate totalurile și realizările. Care sunt cele mai frumoase? Da, așa este. Spre sfârșit de an toată lumea cumva își face așa, totalurile, concluzii, vai ce am făcut, ce trebuie cumva să mai fac. Eu pot să mă laud așa, deci mă bucur că am avut un an destul de pozitiv, destul de prezent din punct de vedere artistic. Am participat de două ori deja la două concerte organizate și realizate la Palatul Național de îndrăgita formație, legendara formație Noroc, alături de soliștii, de artiștii care au fost și sunt încă la baza acestei formații. Al doilea concert a avut acum recent loc pe 7 noiembrie, concertul doamnei și îndrăgitei artiste, doamna Lidia Botezatu, care a împlinit 75 de ani. Ați făcut și o postare foarte frumoasă despre duietul vostru și ați zis că a ales perfect piesa doamna Botezatu. Da, v-au întrebat oamenii, cred că v-au întrebat dacă aveți poate legături de rudenie. De rudenie, da. Așa și a fost prezentarea de la început, deci s-au vorbit că nu sunt rude, nu au niciun nimic grad de rudenie, dar au în comun muzica și pasiunea pentru muzică. Exact. Și așa și a fost o colaborare foarte frumoasă care ne-a încărcat, cred eu, pe ambele părți, ne-a încărcat așa cu energii bune, pozitive, cu entuziasm, pentru că m-a mirat foarte mult doamna Lidia și a dorit o astfel de colaborare și o astfel de sonoritate mai specială. E destul de îndrăzneț, pentru că să cânți doar voce și cu o cobză, nu ai o orchestră în spate, nu ai un acompaniament așa complex în care tu să te simți suficient susținut. Dar ea a îndrăznit și și-a dorit foarte mult această combinație așa de voce și instrument și a fost foarte apreciat de public, pentru că până la urmă a ieșit o așa un moment de suflet
Și bineînțeles, pe alocuri am cântat și vocea a doua, am și susținut așa și moral și cu vocea și cu cobza și a ieșit foarte frumos. Ceea ce mă bucur foarte mult. Da, recent ați participat și la un concurs de muzică, unde ați avut ocazia să dați note viitorilor interpreți și chiar ați și menționat pe pagina de Facebook că e un fel de relaxare pentru dumneavoastră și totodată ați reușit și ați avut ocazia să-i vedeți pe tinerii care au talente și trebuie să investească în acest talent. Da, a fost o experiență foarte provocatoare, interesantă. Am acceptat din start. Mă gândeam inițial, zic, nu știu cum va fi, ce va trebui să vorbesc, dar imediat ce au început deja interpretările, concertul, momentele astea muzicale, aveam. Deci fiecare avea ceva interesant de spus, fiecare știa cu ce element propriu cumva, din propria experiență până la urmă zici lucrurile. Să fie ceva constructiv, interesant și util pentru viitorii interpreți. A fost foarte... M-a impresionat artiștii, interpreții, cântăreții, copiii mici care deja au așa o alură și o prezență scenică destul de impunătoare. Deci muzica autohtonă e pe mâini bune. Dar se face o greu alegere atunci când sunt foarte mulți concurenți buni. Dacă e ușor să faci o alegere. Da. Nu e ușor, dar până la urmă îți dai seama că fiecare are cumva autenticitatea lui, are timbrul său vocal, are caracterul său și atunci e foarte bine să cumva să evidențiezi această personalitate, pentru că asta e cel mai interesant și cred cel mai apreciat în zilele noastre. Cumva să știi să te deosebești, dar cu bun gust, nu? Da. Toată lumea știe că sunteți prima care ați cântat în Veneția. Ați reușit cumva să îi îndrăgostiți pe și turiștii străini, dar și oamenii de acolo, de pe loc, de Cobză. Și ați mai acceptat încă o dată să cântați la Carnavalul din Veneția, că nu e pentru prima oară. Nu. Deci este deja pentru a cincea oară. Am și menționat, da, am și cumva mi-am notat, pentru că a devenit o tradiție. Și mă bucură foarte mult acest fapt. Anul trecut am fost invitată în cadrul unui concert internațional organizat pentru pace. Acolo am reprezentat Republica Moldova și mi-aduc aminte că am fost indecisă, cumva a trebuit cu mare atenție să aleg repertoriu, trebuia ceva din repertoriul nostru și am cântat pian singură, pian și voce, Ciocârlia, după care am ales o piesă de Rossini, un dans tarantella de Rossini, mandolină și voce. A fost foarte bine. În acest an va trebui să vin cu un program special din secolul XVIII, mandolină și voce. Vom avea și costumații, că tot ați vorbit acum de costumații recent, vom avea și costumațiile corespunzătoare acelei epoci cu toate accesoriile, parucă. Da, ați postat o fotografie la acest anunț și chiar era un costum așa mai deosebit de acolo, de prin zona carnavalului, cu jumătăți de culori. Da, bine, acea fotografie e prima așa unde cumva e mai extravagantă. Mai extravagantă, așa și da. Da, ați merit-o. Ați putea să ne aduceți un pic de atmosferă de la Carnavalul de la Veneția, dacă vă rugăm? Da. Știm că aveți ceva pregătit, dar lăsăm pentru final de emisiune. Așa. Și am vrea acum un pic să degajăm atmosfera. Ușor facem și repetiții, dar și intrăm în atmosfera Carnavalului. Da, facem un pic de încălzire, așa, vocală și instrumentală. Exact. Deci, îmi vine, deci prima arie care e cea mai faimoasă și cumva reprezentativ, așa reprezintă Veneția, se numește Bundi Cara Veneția și care îi place foarte mult soțului meu. Da, Bundi ce ar însemna? Bundi ar fi bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, da. Și la revedere, la fel zic, Bundi. Bundi. Bundi Cara Veneția, adică la revedere. E așa, ea, personajul principal venețiană, se îndrăgostește de un napoletan. Așa. Și pleacă, se duce după soț. După dragoste. Da, după soț la Napoli. Și place soțului această piesă, da? Da. Așa, e clar. Haideți să ascultăm. Și ea salută Veneția. De părere voi să-i adorilor
Bravo, oh, super. Ce gust. Oh, ne-am ținut respirația. Ce gust. Vă mulțumim pentru acest gust. Nu intenționam la orele 9 dimineața să cânt așa sus. Deja sunt note acute, mula, un sol. Dar zic risc, mi-mi place așa. Ne-ați dus sezona asta, am văzut ceva noapte, gondolă. Da, și apropo, este lumânări. În limba venețiană scrisă. În limba venețiană. Wow. Da. În ce perioadă? Chiar specifică. E specific, da. Da, da, da. Super. În ce perioadă se va desfășura carnavalul? Poate cei care turiști și din Republica Moldova și românii de pretutindeni, da, să vină să vă asculte. Deci carnavalul începe pe 27 ianuarie și pe 13 martedì, deci într-o marți, martedì grasso, e așa zic, martedì grasso. Atunci se încheie carnavalul și eu voi cânta pe 13. Deci cumva trebuia să aleg ori la deschidere, ori la sfârșit. Și a fost mult mai interesant deci versiunea aceasta. Martedì grasso. Da? Martedì grasso. 13? Da, 13 februarie. Va fi la Palazzo Pisani Moretta. Oh, Pisani Moretta. 13 februarie, martedì grasso. Da, o zi înainte de Sfântul Valentin. Apropo, sunteți o amatoră a culturii italiene și a gastronomiei? Ce mâncați când mergeți la Veneția? Păi bine, acolo e bine să mănânci pește, pentru că asta, pește, fructe de mare, nu știu, spaghete, cumva cu pește, risotto, mi-mi place. Tot ce pune omul mult, pe masă, da, aia mâncăm, că nu suntem alentați. Bine, da, până la urmă, dar sunt acolo, sunt și, avem și conaționali de-ai noștri care au și-au deschis restaurante și gătesc foarte bine. Bucătărie autohtonă, da? Nu, bucătărie chiar, da. Italiană? Italiană. Italiană tradițional. Da, da. Iauzi, iauzi, interesant. Ați făcut o înregistrare foarte frumoasă recent și ocazia este perfect potrivită. Să ne spuneți un pic despre ea. Da, așa este. Deja de ceva timp tot mă gândeam la faptul că vine 1 decembrie și pentru mine e cumva, și nu numai pentru mine, cred, pentru toți românii este o sărbătoare importantă și un eveniment așa care cumva te face să fii orgolios pentru că, na, Marea Unire și Marea Sărbătoare a tuturor românilor de pretutindeni. Da. Și atunci mi-a venit așa un cuget să cânt, să încerc să interpretez așa cum o simt eu această lucrare, Nu plânge Maică Românie, care de fapt versurile au fost găsite în ranița unui soldat mort în toamna anului 1918 pe muntele Sorica din Carpații de Curbură și mi-am propus o cânt cu 80 și voce. Putem și noi să auzim? Și atunci, dacă cum eu cânt pe viu așa în fiecare dimineață. Vă rugăm. Bărezată, extraordinar. Minunat. Vă mulțumim mult în această zi specială și pentru faptul că românii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României, în ajun de 1 decembrie, acel mare eveniment din 1918, când, într-adevăr, visul tuturor românilor s-a realizat. Marea României a fost pusă pe harta internațională. Vă mulțumim mult!
Cu mare drag, mereu cu mare drag revin la dumneavoastră și vă urez cât mai multe emisiuni frumoase și dispoziție bună, așa precum vă văd chiar de fiecare dată când vin aici. Vă mulțumim mult, zi frumoasă în continuare. Și să ne auzim mai bine. Așa e, să dea Domnul. Uite așa, fraților, cu această căldură în suflet, ne luăm rămas bun, iar mâine vă dăm întâlnire, zic eu, la o ediție specială. Da, pe curând, dragi telespectatori. Mai bine.